Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt, să discutăm despre o problemă care chiar te poate lăsa cu mașina în drum, chiar dacă la o primă vedere este o problemă banală, și da, problema asta este destul de des întâlnită, în special la gama VAG. Haideți să trecem direct la treabă. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați, da? Și normal să dați un like la acest videoclip. Haideți să vedeți rapid despre ce problemă este vorba, dar ce problemă te poate lăsa de fapt cu mașina în drum. Da, problema are loc, să spun așa, în partea din spate a mașinii și mai exact, da, la capacul de la rezervor. Acum vă întrebați oare ce se poate strica, da, la capacul de la rezervor. Treaba stă în felul următor. Aici avem, da, un zumburuș pe care îl putem da vedea și la noua piesă, care el se poate bloca pe închis sau pe deschis. Și atunci, spre exemplu, eu am avut norocul să se blocheze pe deschis. Asta înseamnă dacă, practic, când blochez mașina, nu se mai închide, dar de deschis, da, se deschide. În schimb, au fost cazuri în care zumburușul s-a blocat pe închis. Și atunci pur și simplu nu mai puteai alimenta. Exista sau există o metodă în cazul în care ți se întâmplă asta, da, să deblochezi zumburușul, dar atenție, poate să dureze și o oră până reușești să-l deblochezi, pentru că trebuie blocată și deblocată mașina și dat în continuu, da, cu pumnul aici până se deblochează. Și de asta spun, au fost cazuri în care treaba asta a durat și o oră până s-a deblocat. Da, noi o să trebuiască să înlocuim ce vedeți aici, doar că din nou acum intervine o problemă, cel puțin la Golful 7, pentru că la alte mașini din gama VAG, mufa, să spun așa, da, mufa de conectare, se afla chiar în spatele sistemului, adică pe aici pe undeva, da? Doar că la Golf 7 se află în interiorul aripii, deci o să trebuiască să demontăm și de la interior un capac. O să vedem imediat spre ce se vorba, o protecție, da? Deci asta zic că este ceva mai complicat, o să trebuiască să demontăm capacul rezervorului, da, această protecție. O să vă arăt și pe filmare, da, cum se face. Problema asta, spre exemplu, am întâlnit-o și la Audi A6, doar că la Audi A6 avea o siguranță în cazul în care nu ți se mai deschidea, aflată în portbagaj. Era practic, da, un plastic, o sfoară, cum vreți voi să-i spuneți, da, de care puteai să tragi și atunci automat se debloca acest zumburuș. Deci cam asta avem de făcut în momentul de față. Avem aici un șurub, da? Demontăm șurubul, demontăm capacul ăsta, după care avem treabă în portbagaj, să vă arăt și despre ce este vorba mai exact, da? Trebuie să demontăm practic protecția asta, da? Care, dacă am face-o ca la carte, ar fi destul de complicat, pentru că ar trebui să demontăm, da, și bucata asta de plastic plus bucata asta de plastic ca să avem acces complet. Deci, pe scurt, ar trebui să demontăm cam jumătate de mașină, da, ca să ajungem la mufa respectivă. Deci de asta zic, nu știu cum s-au gândit cei de la Volkswagen să pună mufa asta, este cumva clipsat acolo pe lateral și de asta spun, accesul poți să-l faci doar pe aici. Chiar dacă teoretic cablul, o să vă arăt imediat, cablul de la sistemul ăsta intră pe aici pe undeva. Doar că nu poți să ajungi, da, cu mâna ca să îl mufezi sau demufezi. Bun, haideți să trecem la treabă, o să mă pun să demontez șurubul. Nu o să filmez tot procesul în detaliu pentru că na, trebuie să mă folosesc de ambele mâini, dar o să vă arăt pe etape. Să vedem dacă e ăsta sau ăsta, să punem pe cheie. A trebuit să demontăm, da, și capacul de pe lateral ca să avem loc să scoatem capacul ăsta. Deci, mare atenție, trebuie totuși demontat, da, și capacul de pe lateralul rezervorului, să spun așa, da. Am demontat, da, și capacul de la rezervor. E foarte simplu. Trageți din partea stângă, da, înspre exterior, după care trageți așa în lateral. Deci nu o să iasă foarte greu și da, fiți foarte atenți pentru că trebuie dat capacul, da, de la bușonul de la rezervor. Puneți o cârpă, da, ca să nu intre mizerie în rezervor și eventual dacă vreți curățați de aici în jur, pentru că și la mine a fost destul de murdar. Să vă arăt acum rapid și senzorul, nu-i senzor de fapt.
această încuietoare. Ea este pusă aici, da, la fel. Trageți în partea dreaptă și iasă. Ea practic este, da, în mașină, adică intră în mașină pe aici. Da, doar că ea este conectată undeva cam pe aici. Deci prin această gaură nu ai nici de cum să ajungi la mufă, așa că din păcate trebuie să demontăm și în partea din spate. Haideți rapid să ne mutăm și acolo. Treaba asta pe care am făcut-o acum a durat maxim 5 minute. Și ca să demontăm lateralul ăsta, da, odată a trebuit să dăm protecția asta de la port bagajos. Am demontat becul pentru că aici, în partea asta, pe undeva se află o clemă. Și aici avem un șurub, da? Chiar unde vine această, da, protecție de la port bagaj. Haideți rapid să încercăm să vedem dacă merge prin metoda asta, dacă nu, din păcate, o să avem mai mult de dezmembrat. Bun, am reușit să dau la parte și plasticul ăsta. Trebuie să tragi pur și simplu puternic, doar că, cum spuneam, dacă nu se demontează și bucata de plastic și cea de jos, nu ai un acces complet. Și stați să văd dacă pot să vă arăt senzorul cu pricina. O secundă. Deci el e undeva, doar că nu pot să vi-l arăt. Acesta este, da? Vedeți și voi unde este pus. Nu știu dacă pot să... acolo. O să vi-l încercuiesc pe ecran ca să vă dați seama, da, despre care este vorba. Pur și simplu l-au pus într-o poziție atât de inaccesibilă, ceva groaznic. Acum eu o să încerc să-mi bag mâna, da, pe aici, să văd dacă pot să îl deconectez și să-l conectez pe cel nou. De asta zic, nu știu cum au gândit fratele meu treaba asta, dar puteau să-l pună totuși în alt loc, mai ales dacă știau că e făcut să nu reziste în timp. Am reușit într-un final să-l scot chiar pe gaura de care vă spuneam. Stați să vă arăt, de fapt, la mufă, da? L-am și montat deja pe cel nou. Da, am scos pur și simplu mufa până pe aici, ca să avem acces mai ușor. După care clipsul ăsta vine montat, să se focalizeze. Clipsul ăsta, da, vine montat de caroserie. Practic îl trageți de acolo, îl declipsați și scoateți cablul pe aici ca să vă fie mai ușor la demontare și la montare. Acum haideți să-i facem probă la cel nou, să vedem dacă funcționează sau nu. Ca să-i facem proba, nu trebuie montat tot la loc, da, pur și simplu luăm cheia. Blocăm, în orice caz s-a auzit aici click-ul, deci funcționează, da, și acum uitați, e blocat aici, da, deci nu mai poți deschide capacul la rezervor. Haideți să deblocăm, să vedem dacă se aude și click, da, s-a auzit click și acum teoretic merge deblocat, da, deci am făcut treabă bună. Acum punem mufa la loc, trebuie să punem, da, această gumă în gaura respectivă ca să nu avem probleme cu apa, cu umezeala și așa mai departe. De demontat știm cu toții, este mai ușor, dar să vedem acum la reasamblare, când e depus la loc, atunci e mai greu. Când demontezi, mai tragi un pic mai tare, mai nu știu cum, iasă. Dacă îmi pui la loc, e problema. Bun, am terminat. Totul este perfect funcțional. Stați să și blochez. Da, blocat. Nu se mai deschide. Deblocat, se deschide. Am pus și lateralul la loc. N-a fost atât de greu pe cât mă așteptam la remontare. Totul a decurs super, super ok. Cam ăsta a fost tot videoclipul. Sper să vă ajute și pe voi pe viitor, dacă o să aveți problema asta. Costul pentru piesa respectivă a fost de 23 de euro plus jumătate de oră de lucru. Chiar nu este greu de făcut. Dacă aveți puțină îndemânare și răbdare, puteți chiar voi încerca lucrul acesta, nu știu, probabil la un service în Germania, nu știu, cred că te-ar fi costat 100 de euro toată distracția. Nu este mult, dar mie îmi face plăcere să mai meșteresc așa câte un alta la mașină, normal, lucruri pe care le pot face, care sunt simple de făcut. Cam asta a fost videoclipul, cum am spus, sper că v-a ajutat. Asta este o problemă destul de des întâlnită la Volkswagen, care te poate lăsa, să spun așa, pe drumuri, da? Pentru că, pur și simplu, dacă ți se blochează pe închis, nu mai poți alimenta. Și, din păcate, este și o problemă destul de des întâlnită chiar și la Volkswagen-urile mai noi. Am auzit de probleme la Golf 8, Volkswagen Polo după 2020, Volkswagen Tiguan. Mi se pare puțin aiurea dacă și la mașinile mai noi, adică să nu fi rezolvat problema asta, na.
o rezolvăm noi, asta este. Nu uitați de un like și de un share, noi ne vedem data viitoare. Ciao!